În jurul prânzului s-a dat alarma la Drăgănești Olt. Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt, poliție, ambulanță și jandarmi au intervenit la fața locului. Pompierii au simulat intervenția în cazul unui cutremur, în urma căruia mai multe locuințe au fost distruse. ISU Olt a desfășurat azi un exercițiu de alarmare publică cu forțe și mijloace în teren în orașul Drăgănești Olt. Scenariul presupune producerea unui cutremur, în urma căruia sunt avariate 3 apartamente dintr-un bloc de locuințe. Pentru salvarea persoanelor și limitarea proporțiilor pagubelor, au fost mobilizate forțe de intervenție din cadrul ambulanței, poliției, jandarmeriei și echipe specializate ale furnizorilor de utilități publice. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt a intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de salvare de la înălțime, 2 echipaje smurt și un autocamion. 4 ofițeri și 23 de subofițeri au avut grijă ca intervenția să se desfășoare conform planului stabilit. Scopul a fost testarea capacității de răspuns, atât a autorităților publice locale, cât și a forțelor și mijloacelor Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Astfel de exerciții au loc lunar, atât în orașele mari din județul Olt, cât și în celelalte localități. Reprezentanții ISU spun că echipajele sunt pregătite să intervină în cazul unui asemenea dezastru.